Este demonstrat deja că o alimentație sănătoasă generează și o activitate a creierului mult mai productivă. Nu sunt sigură că doar alimentația este succesul invitatului nostru, dar în mod cert vom afla secretul, pentru că avem deosebită onoare să discutăm în această dimineață cu domnul Oleg Lupan, care este și șeful departamentului microelectronică și inginerie biomedicală în cadrul UTM. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ne face o deosebită plăcere să discutăm de fiecare dată cu profesor universitar, doar că dumneavoastră aveți acolo un plus 10 la karma. Am aflat noi că sunteți în top 2 la nivel mondial a celor mai buni cercetători științifici și sunteți numărul 1 în Republica Moldova. Felicitări în primul rând. Mulțumim frumos. Și acum haideți să punem două puncte, să deschidem paranteza și să ne spuneți care este secretul. Deci, care este secretul? În primul rând, evident că este multă muncă. Muncă și ca să fie anume rezultate la această muncă este necesar de a avea o bază de educație foarte, foarte puternică, începând cu școala, apoi universitatea, apoi doctoratul și deja să implementăm toate aceste cunoștințe în anume lucruri, în anumite domenii de cercetare reale care să fie văzute la plan mondial și să fim recunoscuți și noi, deci, printre cei mai buni. Foarte frumos, dar eu vreau să aflu cum ați ajuns în acest top mondial, cum are loc procedura, sunteți recomandat de către cineva, depuneți dumneavoastră solicitarea, CV-ul, cum are loc această procedură? Deci sunt diferite baze de date unde sunt plasați cercetători științifici, profesori universitari, în mare parte, deci în așa topuri ajung profesori universitari care evident ei trebuie să se ocupe cu cercetarea științifică. Deci sunt diferite baze, de exemplu în 2018 am fost în top 1% mondial în baza de date Web of Science, care este cea mai puternică și cea mai recunoscută. Așa. Deci acum am ajuns în top 2% în Ad Scientific, în altă bază de date. Ei monitorizează toate lucrările noastre științifice, tot ce publicăm, afilierea. Evident că la mine este afilierea Universitatea Tehnică a Moldovei, așa, departamentul de microelectronică și cel mai important, ei să uite dacă cineva citesc aceste lucrări științifice. Nu pur și simplu să scrii ceva și să publici, așa, dar dacă se uită întreaga lume și le apreciază. Deci aprecierea constă în citare, adică facem referință la lucrările anumitui savant. Cu cât mai multe referințe se fac, cu atât poziția acestui savant, cercetător, se ridică în plan mondial. Foarte și frumos. La mine deci, s-au acumulat peste 10.000 de citări la lucrările științifice. Dar despre ce sunt lucrările științifice pe care le publicați dumneavoastră? Deci, în mare parte, publicăm în domeniul nanotehnologiilor, microelectronicii, nanomaterialelor, elaborăm diferite dispozitive noi, începând cu diodele LED, ulterior nanodispozitive, nanosensori, sensori pentru diferite gaze, inclusiv și pentru aplicații biomedicale, pentru detectarea diferitor explozii și așa mai departe. Deci este un domeniu care este afiliat deci, la specialitatea noastră, microelectronică și inginerie biomedicală. Acum o să încerc să fiu foarte delicată, dar totuși vreau un răspuns așa, destul de direct. În Republica Moldova, multă lume susține că nu avem potențialul ăsta tehnologic pentru că nu avem instrumentele necesare, nu avem condițiile optime pentru desfășurarea activității de research sau de experimente. Cum reușiți dumneavoastră? Sau au fost observate evoluții la acest capitol? Deci noi ne stăruim în baza oricăror proiecte care le câștigăm la plan internațional sau național să procurăm câte ceva și să avem. Într-adevăr, nu ajunge baza de date care noi avem aici. Și aceasta m-a pus și pe mine în gânduri ce soluții sau cedăm sau mergem în top. Așa. De aceea am căutat aceste soluții și am observat că una din cele mai simple, dar totuși ea nu este simplă, este colaborarea internațională. Cei ce se recomandă profesorilor universitari că ei trebuie să găsească orice căi de a colabora cu diferite universități, de a pleca acolo, a face cercetări. Astfel am găsit și eu, de exemplu, am avut norocul și posibilitatea deci, de a câștiga o bursă în Statele Unite, unde am fost pe jumate de an, deci au fost suportate toate cheltuielile de bursă, dar
Am reușit câteva lucrări științifice în acele câteva luni și am depus 3 brevete de invenție a Statelor Unite. Și am unul deja este aprobat, un brevet a Statelor Unite. Wow! Și ați putea să ne spuneți detalii despre ce este vorba? Deci atunci am elaborat anume aceste nanodispozitive, nanosensori, care sunt la dimensiuni foarte, foarte mici. Impresionant. Și multă lume la momentul dat s-au interesat de aceste dispozitive. Așa. Acum vreau, domnule Lupan, să ne spuneți dacă nu ați cochetat vreodată cu ideea de a părăsi Republica Moldova, pentru că aveți toate premisele să faceți lucrul ăsta, aveți un background științific foarte vast și totuși vorbim de top Ed Scientific Index 2022, este cel mai bine cotat sistem de indexare a cercetărilor științifice. Deci este o întrebare la care prefer să nu răspund, așa, dar o să vă spun pe scurt. Într-adevăr, este cel mai simplu de a pleca de aici, din Republica Moldova, și ceea ce nu este în scopul meu și nu este în plan, deoarece aici am un colectiv de care răspund. Avem tinerii aceștia care vin la noi la studii, la universitate, și tot au necesitate de profesori foarte buni ca să le transferăm cunoștințele care noi le obținem și le perfecționăm în continuu. Toată această lume, deci, care este în Republica Moldova, plină de dorință de a obține cunoștință, ea are necesitate de profesori și noi acum cunoaștem că lipsa este. Da, lipsa cadrelor și de aceea a pleca este ușor, dar eu mă stăruiesc anume prin munca mea să educ aici cadrele tinere, anume la nivel de lector universitar, de conferențiar universitar, să-i aducem ca să putem menține economia Republicii Moldova. Eu aș vrea să-mi spuneți și despre feedback-ul pe care l-ați obținut în urma acestor rezultate. Ce v-au spus studenții, ce v-au spus colegii de breaslă, cum a fost primit acest succes frumos? Multe felicitări, evident, și, dar de obicei noi suntem deschiși la egal în toată ziua, cum suntem în aule, în blocul de studii, în sălile de clasă. Deci discutăm la egal și sper că este și vreun exemplu pentru toți, ca să vadă că este posibilitatea de a ne plasa și mai sus, de a ne ridica potențialul nostru și să avem progres. Dacă ar fi să facem o concluzionare a tuturor experiențelor pe care le-ați avut dincolo de hotarele Republicii Moldova, Statele Unite și cu siguranță lista statelor poate continua, ce putem oferi noi ca și țară domeniului pe care îl studiați dumneavoastră? Deci noi deja am oferit multe lucruri noi, deoarece anume microelectronica este la baza tuturor acestor dispozitive care apar în continuu. Noi, tot mai mici, toți doresc cât mai performante și noi, cunoscând acest domeniu și totodată transferând cunoștințele tinerilor, îl dezvoltăm după posibilitățile noastre, dar evident pentru a publica, de exemplu, ceva, ca să ajungem în acest top, este necesar de a face mereu ceva nou, deci nu poți publici sau să raportezi o lucrare care deja a fost. Și o ultimă întrebare, știm că studenții preiau și fură din meseria profesorilor universitari, ce ați avea dumneavoastră de învățat de la studenți? De la studenți, învățăm dorința aceasta lor de a obține cunoștință. Aceasta este cel mai. Și mereu am stimă față de ei, deoarece ei au ales să vină anume în Republica Moldova să-și continue studiile. Și le oferim toate condițiile ca ei să învețe acasă. Domnule Lupan, noi vă mulțumim tare frumos pentru că ați găsit timp să veniți în platoul emisiunii noastre. Mult succes în continuare, realizări frumoase și să veniți să ne prezentați și aceste brevete pe care le aveți, pentru că este un bun exemplu pentru toată lumea. Plăcere, vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim tare frumos!